Salut din nou. E aproape ora 6 la București, am revenit în direct cu aceeași temă. Am mai fost live pe la ora 2, se pare. Am crezut că pot să dau replici, să comentez toate cele câteva sute, 500 și ceva de comentarii de la postarea asta a mea de ieri, din zi de Paște, cu un clip vechi de vreo 10 ani despre dezbotezarea mea de la Chișinău, dar n-am reușit. Într-o oră am reușit să ajung doar aici, la comentariile 153 din 480, câte, na, probabil nu numără și replicile. Așa că, după ce am mâncat și am mai făcut alte treburi mari și mici, urgente și nu neapărat importante, după ce m-am odihnit puțin, am revenit în direct. De data asta nu mai sunt pe pagina aceea sau pe paginile celea. Sunt pe profilul meu de Facebook și înregistrez clipul ăsta pentru YouTube, după care poate o să-l încarc sau o să-l distribui și pe pagina. Svetlana Cumpână zice că mereu caut atenție, pe toate le face pe negândite ca copii mici. Probabil ea știe mai bine, se pricepe la copiii mici. Eu mă cred destul de mărișor, adult. La toamnă fac 50, deci, na, e interesantă părerea ei, dar nu sunt de acord cu ea. Altă femeie, Veronica Cazac, mă consideră rătăcit și îl roagă pe Bojica să mă ierte. Zice, iartă-l, dar nu bagă liniuța obligatorie. Se vede că de mic a căzut în cărucior în cap. Nu cred, pentru că cel mai probabil n-am avut cărucior. Din câte mi-amintesc, a fost un cărucior doar la frații mei, de după mine, eu fiind primul. Dar trebuie să o întreb pe mama, oricum nu contează, puteam să cad și de pe pat și din brațe, că și mie mi s-a întâmplat să scap din brațe frații și sora, așa că nu neg, dar nu cred că atitudinea asta mea de critică la adresa clerului, la adresa misticismului multora dintre voi a habotniciei, nu cred că această critică se califică drept boală mentală. Aș zice chiar invers. Religia e una dintre cele mai mari scrocherii din lume, zice Sergiu Hapco. Curajos băiat. Cine o fi? Nu cunosc. Prima dată văd numele asta. Are o sculptură în loc de poză de profil și zice că a învățat la ASEM. Religiile au adus cele mai mari umoruri de când au apărut. Personal nu sunt credincios și în așa spectacole nu m-aș da. E, lasă că și în numele ateismului s-au făcut multe crime și orori, deci să nu ne lăudăm cu asta. Dar da, nici religia nu trebuie să se laude că ar fi pașnic. Știm ce au fost cu Inchiziția, Cruciadele, știm cum a fost creștinată Rusia, de exemplu, medievală sau mai devreme. Da, da, Evul Mediu sau Evul cela negru, că în primul mileniu după Hristos a început creștinarea cu foc și cu sabie a Rusiei. Parcă mi-amintesc prin 1980, 80 ceva, se serba primul mileniu, 85 cred că, se serba primul mileniu de la creștinarea Rusiei. Ion Grecu zice tot a gramat că nu-i cu toți acasă. Da, n-am pe nimeni acasă, au plecat toți ai mei. Alexei Rotar se exprimă păsărește sau ca la pușcărie, dar azi e bun și-l iert. Viorel Turcanu zice că fac de rușine satul lor. Dar cu ce, mă rog, fac de rușine satul vostru? Om negândit. Cine fi Viorel Turcanu? Prieten cu Filip Jgău. Fi de la Pepeni, satul e mare.
Da, dacă ți-e rușine, poți să zici că nu ești de la Pepeni. Zic că ești de la Răzălăi, de exemplu. Canci. În limba romanii, canci înseamnă nimic. Sau lipsă, ceva de felul ăsta. Ce-o fi vrut să zică Paolo Ignacio, care trăiește la Chișinău, cu canci, mi-e greu să înțeleg. Mi-e clar, în schimb, ce zice Grigore Butnar. Dar nu știu de ce se prezintă așa, nu pare că se afișează cu o femeie alături. Dar pentru că e cuvânt ofensator, rău intenționat, hai să-l șterg ca să nu dau exemplu bun și altora. El are părinți și zic ei, și zic, e greu de spus, dar puteți să-i întrebați. Tata e în mormânt, mama e în Portugalia. Aninat, nu știu ce înseamnă, dar nu pare deloc bine intenționat. E clar în spirit religios. Mergi urgent la doctor. Ok, chiar ar trebui să mă programez la un doctor pentru un nou consult, dar nu e chiar o urgență, că am avut un tratament și până la sfârșitul lunii încă e valabilă trimiterea de la doctorul de familie, deci o să sun mâine și o să mă programez. Bine, mulțumesc pentru grijă. Vio! Doamne, lipsește-le mințile, limpisește-le, limpizește-le mințile, a vrut să zic Tamara Boico, dar are probleme cu exprimarea. Da, chiar, ar trebui să vă limpizească mințile, că nu vă ajută nici crucea, nici palmele împreunate. Omule, parcă ai o leacă de carte, tu îți dai seama măcar de ce ai vorbit acum, o să te trezești când vei fi trântit de Dumnezeu în așa fel că o să te întreb, de ce? Tamara Toma, nu mă sperie așa ceva. Am o leacă de carte și încă mai fac. Fac acum al doilea masterat la București. Unul prim a fost la Iași. Și înțeleg că nu trebuie să ne temem de Dumnezeu. Mai periculoși sunt cei care cred în Dumnezeu. Iată, vezi ce se întâmplă în comentariile astea. Gigi Grămadă, nu știu de ce îl bagă pe Zdrelinski aici. Oleg Rădvan crede în satană, dar eu nu cred nici în Dumnezeu. Eu înțeleg bine poziția ta, dar ce vină are Dumnezeu? Vladimir, Vladimir, n-are nicio vină. Dumnezeu e o invenție a oamenilor și el n-are nicio vină. În numele acelei invenții a oamenilor s-au făcut foarte multe crime. Toți metropoliții din Biserica Rusească s-au vândut diavolul, noi trebuie să rămânem cu dragostea în Dumnezeu, crezul ne învață, cred în unul Dumnezeu. Of, 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 of. Ia ca și satana, apără fără frică. Fă o faptă mai bine, bună ocupație, ocupă-te cu ceva. Băi, ocupă-te să scrie cu liniuță. Și să pun virgule, da? Fă o faptă mai bună. Mai bine bună. O faptă mai... Ok, am înțeles. Gicu Vladicescu. Ori ai băut prea mult, ori ai fumat și nu trebuie, ori ai probleme de exprimare în scris. Gavril Sănduță iar mă acuză că aș fi Iuda, de parcă aș fi trădat pe cineva. N-am trădat nimic. M-au botezat fără să mă întrebe când eram prea mic ca să înțeleg ce se întâmplă și deci nu am nicio trădare. Doar m-am rupt de acel botez, m-am rupt de biserică ca să nu creadă că mă mai poate speria cu ceva. Sezofrenie nu se lecuiește. Mihail Prodan, să avem încredere în știință, poate se lecuiește. Nu mai suferi așa. Arina Gheorghevna. Gheorghev, aha. Ia uite, îi sfătuiește pe oameni să nu judece și nu vor fi judecați. Citiți Biblia, zice. Și eu vă sfătuiesc. Cel mai bun manual de ateism e Biblia. Dacă o citești cu spirit critic, dacă o citești cu destul orizont, cu alte cărți până la Biblia aceea, Biblia e un manual foarte bun de ateism. Te lecuiești de orice poveste. Restart din maternitate. Fii robul lui Maia dacă nu vrei el Dumnezeu. Sigur că numai două alegeri avem. Să fim robi neapărat și dacă nu al lui Dumnezeu, al lui Maia.
Elena Rurac crede mai multe alegeri în viață. Mult mai multe. Pe ăsta o să-l șterg pentru că e periculos. Vsevolod Kushnir visează ceva culori. Știu ce înseamnă asta în limba rusă. Dar nu vreau să polemizez cu el pe ruschi. Mi-ajunge anul ăsta din cauza invaziei ruse în Ucraina. Am vorbit rusă cât toată viața mea de până acum. Și n-am chef să mai polemizez acum și pe teme din astea complicate. Iar mă sfătuie cineva să-mi țin în taină astfel de declarații, dar eu am explicat și în prima oră, în celălalt video, că dacă botezul meu s-a făcut public, cu ceremonie, cu martori și tot așa, am zis că și dezbotezarea trebuie să fie la vedere. Să vedem cât eu mai rămas. Remiș Dima, să vedem. Mă tem că aș putea să trăiesc mai mult ca tine. Te-a ajutat și Tactus Orus să te dezbotezi și să intri în turma lui satanică, drum bun și cale bătută cu Tactus Orus către iezerul de foc și pucioasă. Fratele ortodox anonim, frate meu, tacul meu Soros n-are nicio treabă, m-a ajutat de-a lungul vieții multe chestii, dar nu l-a dezbotezat și nu la ritualul ăsta, care n-a costat nimic. Decât cât o fi costat. Poate eram cu bicicleta, poate am venit cu troleibuzul până în piața Marea Adunării Naționale de la Chișinău. Casca aceea de scafandru o aveam de la Anatol Mătăsaru încă din aprilie 2009. Haina aceea, pelerina aceea de ploaie, cred că e a mea. Bățul acela de, printr-un depozit de pe undeva l-am scos. Sceptrul acela. Și cam atât. Adică a fost totul gratis. Nu ne-a trebuit niciun grant de la Soros. Dar mi-amintesc că cu banii de la Soros prima dată am învățat limba engleză, vreo 30 de ani în urmă. După aia am călătorit cu vreo 20 de ani în urmă în Suedia și tot după aia, probabil cu banii de la Soros, am fost în Turcia la un summit, la o întâlnire cu alți tineri. În Suedia am fost la întâlnire cu cineaști. Și cam atât. Nu țin minte să mai fi contribuit Fundația Soros cu altceva la educarea mea de până acum, dar sunt încântat și recunoscător lui Nenea Soros și celor care au decis în numele lui să-mi dea acei bani. Că nu mi-au dat bani, m-au plătit ei cheltuielile de care am avut nevoie. Și atunci ce trebuie în public să-ți spui durerea? Angel Jolie. Pentru că suntem un stat liber democratic și că libertatea de exprimare e garantată prin lege și pentru că vreau să știe toată lumea că nu mă mai tem. Gata, ești dezbotezat, te-ai înscris cu acela cu coarne. Sigur că da, deci dacă nu ești credincios, nu crezi nici în cel cu coarne. Voi credeți și în Bojica și în cel cu coarne, care că tot e făcut de Bojica, dar sunt trei care mai e puternic, care e mai influent, altul cu idiot satanist mă numește, Nicolae Castraveț. Sataniști sunteți voi, că voi credeți în satana. Altul. Bă, dar mulți mai sunteți. Da, slava gușevatei. Învață să scrii ori măcar în rusă, ori în română. Vitalie Gânga. Bine, locul meu e la psiatrie. Dar voi vă credeți sănătoși să mergeți în patru labe în jurul bisericii, să pupați moaște, niște oase de, probabil, de oameni care au murit cu sute de ani înaintea voastră și să credeți că apa aceea în care și-a băgat crucea popa are efecte miraculoase. Voi sunteți sănătoși? Ok, eu mă îndoiesc.
altul cu șleom. Ce aveți, măi, cu șleom? De unde v-ați luat? Da, bine, am pe cască acolo, pe cap o cască, un coif. Dar unii mă înjură cu șleomul. Nenorocitul pământului. Sper că tu, Vadime Copacinski, ești mai norocos și mai norocit. Și ești de pe lună, probabil, de pe Marte, de unde ai fi? Îți doresc ca din ziua când te-ai lepădat de îngerul păzitor să te pregătești să pleci în timp de 40 de zile de moarte. Fiecare minută de acum înainte o vei simți ca ultima și vei fi primul om care va ști când o să-i vină moartea. Iurie Chiriță, îți amintesc, trăiești la Leipzig și ai învățat la Universitatea de Stat. Clipul ăsta are 10 ani, deci au trecut aproape 4.000 de zile de atunci. Și nu mi s-a întâmplat pe naiba, pe nimic nu s-a întâmplat. Din 2013 până acum, nu mi s-a întâmplat nimic. Decât în 14 am fost atacat de smintiță și ea, neonaziști. Cu spray. După ce m-a mai agresat o smintită la poșta veche, m-au mai agresat niște polițiști aici în România și cam atât. Nu mi s-a întâmplat, poți să zici, nimic notabil. O duc, iată, bine, mersi. Dar voi s-ar putea să muriți de frică. Nu mai are înger păzitor. Și să vedeți că o să moară de grabă, foarte repede, și atunci o să vă arate Dumnezeu. Pare rău că nu voi putea veni la cimitir. Nici n-ai ce să mă cauți, Iurie Chiriță și cu Gheorghe Șapte Fras la cimitir, pentru că chiar dacă mor de grabă sau în câțiva ani sau după voi, tot nu o să ajung la cimitir, pentru că i-am rugat pe ai mei să mă incinereze. Și deci nu o să ajung la cimitir. Eventual, dacă o să fac un columbariu pe undeva, cenușa aceea o să se bage într-o nișă în zid acolo și o să scrie pe ea: aici zac resturile carbonizate ale lui Oleg Brega. Deci nu mă căutați la cimitir, că nu o să mă găsiți. Înseamnă că te vinzi atunci, de religie nu se lasă dacă într-adevăr crezi. Nu cred, Ina Bater. Nici n-am crezut cam toată viața mea. De vreo 40 de ani pot să zic că nu cred. M-am născut în URSS și asta mi se pare extraordinar, că n-am fost îndoctrinat religios la școală. Dar acum, prin ritualul acela, m-am rupt de botezul pe care mi l-au făcut părinții, rudele, fără să mă întrebe când eram prea mic ca să decid. Care nu-i cu Dumnezeu, e cu Satana, fiecare și-o face cu mâna lui. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce face. Aceeași placă stricată, pentru că na, e limitat orizontul oamenilor care merg la biserică, n-au citit nicio carte și ascultă ce li se spune din poveștile cele biblice. Soloviev zice că aș fi necurat. Măi, mă spăl din când în când, dar mă mai și murdăresc. Adică nu pot să fiu chiar curat, curat, curat. Și nici tu nu cred că n-ai muci și alte alea. Fără credință și urmași, ești om pierdut. Maria Chiroșcă, cred că tu ești câștigată, exact ca pisica. Are credință, are urmași, ești câștigată rău. Roman Fedcincu înjură și îl șterge. Dacă nu știi să se exprime civilizat, să nu rămână. Ștergem din urma lui. Găinațu. Iartă-l, Doamne, că el a băut mult de paș și nu știe ce vorbește. Da, ieri am băut vreo jumătate de pahar de vin. Că m-am întâlnit odată în an sau doi ani cu rudele. De ce cu cască în cap? Sau plouă cu pietre la Chișinău? Nu știu, am vrut și noi un ritual. Am băgat ce am găsit. Am făcut așa un ritual. Ca să-l imităm pe Popa. Popa de cimblă cu găleata pe cap. Găleata urită. Ca să ne distrăm. Mare greșeală faci, domnule. Svetlana, Svetlana, eu nu cred. Brega, te joci cu focul, tu crezi că toți preoții sunt păgâni. Să nu te apuce vreo depresie și atunci să înțelegi. Da, cu depresia nu te joci, da.
preoții nu sunt păgâni, tocmai că ei sunt religioși și au inventat o credință pe care s-o speculeze ca să obțină foloase. Uitați-vă ce mașini, ce telefoane, ce case au preoții, nu mai zic de clerul înalt, episcopi, metropoliți, patriarhul. Dar și pe ei apucă depresia, credeți-mă, nu o duc nici ei foarte bine cu milioanele câștigate din șarlatanii. Dumnezeu să mă pedepsească. Nele Aistrate, hai să ne râdem. Să ne distrăm. Nu ți-o mers în politică, îl faci pe prostul ca și iubitul tău de Lukashenko? Măi, Vitalie Chistol, nu știu de unde e iubitul meu Lukashenko. De două ori a venit la Chișinău și de două ori l-am fluierat. I-am strigat Lukashenko dictator. Cred că ai vrut să scrii altceva. Sau habar n-ai de politică și... Mie nu mi-a mers în politică, iată, de 9 ani tot candidez și n-am obținut nicio funcție, dar m-au votat foarte mulți oameni, am putut să vorbesc cu foarte mulți oameni în campanii electorale, întâlnire tete-a-tete sau de la televizor sau de pe scene. Am luat și un premiu ONU pentru drepturile omului, pentru faptul că am candidat prima dată independent în 14 și am promovat drepturile omului. Și asta li s-a părut lor extraordinar. Deci eu cred că mi-a mers în politică și am făcut o treabă mare până acum. Când am ajuns în funcție publice, asta nu e important. Pentru mine e mai important procesul, să candidez. Tăți proștii de Facebook, la nimeni nu trebuiești, numai la femei să le fie argat și la copii. Pe urmă se duc și gata, viața s-a terminat, gata. Ivan Ursache a concentrat într-o postare filozofia vieții lui. Da. Bahu haru moi tău, podruga mea. A? Asta e Ruslan Miminor, ăla care de la Odessa a scris și data trecută ceva foarte ciudat. Nu știu ce o fi însemnând. Ăsta înjură și-l ștergem. E alegerea doar a ta. Mai departe vezi unde te pomenești, să nu-ți fie prea amar. Mai Olga Don, nici așa nu mi-e foarte dulce. Viața o mai îndulcesc din când în când cu un biscuit, cu ciocolată, cu un măr, ce mai cumpăr eu? Piere mi-am cumpărat. Și nu mă plâng. Otean Mihail înjură cu numele unei boli mentale și râde tot el de gluma lui. Ion Murea se declară deștept, că mă acuză pe mine că aș fi prost, dar el nu e capabil să scrie un cuvânt cu litere latine. Și pun pariu că nu e... că nu e de altă nație, pentru că a scris românește, prostul. Cine înjură că la pușcărie poate fi blocat? Oaie rătăcită, nu pot să fiu pentru că nu mai sunt în turma popilor voștri. Deci oi rătăcite puteți fi voi care credeți și acceptați să fiți comparați cu oile, cu mioarele. Ăsta cu Mamona când i-aud, Tamara Boico. Voi credeți în Mamona și în diavolul și în Satan și în alte povești. Eu nu cred nici în Bojica, nici în Mamona. Nici nu știu cine e Mamona, dar am auzit că e de rău. Și că ți-a uitat acasă drapelul curcubeu. Nu l-am uitat. Îl am cu mine tot timpul. Ia uitați-vă ce drapel curcubeu frumos am. Bine, atunci în 2013 nu cred că l aveam. Primul drapel curcubeu cred că mi l-a adus Agafia Onuță. Prin 15, probabil, ea știe mai bine. N-am avut mult timp drapel curcubeu. Dar am participat la marșurile diversității de la Chișinău, de la București, chiar și la Belgrad am fost. Costiujeni este o clinică unde te așteaptă cu brațele deschise, acolo mai ai frați cu idei de astea. Mișa, Sușu, crede-mă,
mulți dintre cei de la Costiujeni să crede Iisus Hristos, mântuitori, Napoleoni, nu prea cred că ajung acolo atei ca mine. Nu trebuie să fii ortodox ca să-L iubești pe Dumnezeu. Băi, Gheza Barabas, cred că ești de altă confesiune, dar tot creștină. Nu cred că ești musulman. Iată ăsta, Emmanuel Macaron, pretinde că aș fi eu musulman. Dacă nu cred în Dumnezeu, el cred în Allah. Da? Tu știi câte alte mii de credințe mai sunt pe lume? Și eu nu țin nici de una. Pentru că eu nu cred în niciuna dintre cele alte credințe. Într-o glumă am inventat odată religia sarmaliană, dar m-am lăsat și de ea. Eram singurul sarmalian de pe lume. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce vorbește. Îi dă indicația Adrian Popovici lui Bojica. Că Bojica nu știe pe cine să ierte și pe cine nu. Doamne, ferește de așa minte întunecată. Se bucură iadul. Da. Altul cu scenariul de la Ucraina. Ce scenariu e? Ăsta în jură de stinge. Lisapetu s-ar putea să fi fost atunci cu mine, s-ar putea să fi fost fără Lisapet. Că atunci locuiam în centru și cred că am venit pe jos la evenimentul acela. Băi, ce aveți mai cu Ucraina? Ce s-a întâmplat în Ucraina? N-are nicio legătură dezbotezarea mea din 2010 cu ce ziceți voi că se întâmplă în Ucraina. Ucraina e un război geopolitic, n-are nicio legătură cu credința, cu religia și cu ateismul. Nu mă pune nimeni să mă închin lui Popa, care a condus ritualul, și nici la Bojică, și nici părinților nu sunt obligați să mă închin, că mi-au dat viață și m-au botezat. Eu doar m-am dezis de ritualul acela, m-am dezis de botezare și am dreptul să fac chestia asta. Andrei John, nu mă pune nimeni să fac asta și te rog să iei act. O leg, mă dezleg, face unul glume. Mai bine nu te scotea din botează, zice Grișa Cotruță. Și da, am văzut cazuri când copiii erau înnecați. Deci aveți grijă dacă vreți să trăiască, nu-i duceți la botez când copiii au abia câteva zile sau câteva luni. Lăsați-i să crească mari, să ducă din capul lor sănătoși, să boteze dacă vor. Că riscați să-i omorâți, să-i scape popa pe jos, să-i nece în cristelnițe sau să moară de pneumonie, de vreo infecție, de alte probleme. Îl pupă toți nașii pe acolo, toți cu metri pe acolo și ia un herpes, o tuberculoză, temir ce de la o hepatită de la neamuri și n-o să-ți pară bine că ai scos copilul din casă. Victor Ilnitski mă compară cu un măgar de la Drochia. Vitea turută bate câmpii și n-am nicio replică la atâta primitivism și filozofie de grotă. Aici Cristi mă întreba care e diferența între mine și porc dacă m-am dezbotezat. Și eu l-am întrebat dacă el se crede mai breaz decât mielul omorât pentru masa de Paști. Și el m-a înjurat că aș apăra cică homosexualii, pederaște sau altceva. Pederastia se întâmpla în antichitate și era o practică culturală mai degrabă. Dar na, cultura rusă v-a influențat și acum amestecați totul. Pedofilia cu pederastia și cu homosexualitatea, unii habar n-au că există și transexualitatea și bisexualitatea și multe alte forme de
exprimare de identitate și de orientare sexuală. Ei le pun toate într-o oală și pe toate le condamnă. Dar n-am mai vrut să polemizez cu el pentru că l-am văzut homofob și habotnic și cred că l-am blocat. Sau l-am ignorat. Nu știu de ce îl invocă pe Stalin, pentru că Hitler era obsedat de homosexuali și îi băga în camere de gazare și în lagăre de concentrare. Și acum vedem că urmașul lui Stalin, Putler, tot a băgat legi de interdicție a exprimării orientării sexuale. Și deci ăștia se influențați de acolo, cel mai probabil. Degeaba a învățat la creangă și lucrează în Suedia, dacă are mentalitate sovietică, probabil nu știe nicio altă limbă și urmărește doar mass media rusească, iar acolo sunt spălați pe creier. Fyodor Falcă zice că ar trebui să fie închis. Veronica Sclifos, puteam să fac clipul ăsta ascuns, privat, să nu-l vadă nimeni, dar eu l-am pus pe YouTube acum 10 ani, iar ieri m-am gândit să-l pun și pe Facebook și iată văd reacția voastră. Nu sunteți pregătiți deloc pentru o lume diversă, liberă, pentru libertate de exprimare, sunteți cam cu mentalitate de grotă și o să vă fie cam greu pe lumea asta. Veronica Sclifos e de la Criuleni și acum probabil trăiește undeva prin Europa sau de grabă va ajunge în Europa. Republica Moldova fiind stat candidat și chiar pe 21 mai se organizează la Chișinău o mare adunare națională pentru susținerea cursului de integrare europeană. Deci, odată cu Ucraina, după război, s-ar putea să aderăm și noi sau și voi, ca să zic așa, eu mă aflu acum într-o capitală europeană la București, dar și Republica Moldova ar putea să adere de grabă la Uniunea Europeană, așa că va trebui să vă conformați standardelor europene de democrație. Altfel, va trebui să emigrați în Federația Rusă sau măcar în Belarus, unde să vă simțiți ca acasă printre homofobi și foarte religioși. Vrei să devii satana? Wow! Părea a fi om deștept, dar e falsă. Viorel Nichitici, poate ai tu probleme de interpretare a realității. Nesimțit și păgân. Păgân nu în sensul în care îl spui tu, dar necredincios în nimic, da, sunt și nesimțit nu cred că sunt, ba chiar sunt foarte sensibil. Păi, gei, i-ați adunat și bisericile doriți să le distrugeți? Ați început cu informațiile antihriste nemernicilor. Darina Ursan, știi câți gei sunt în mănăstiri? Și ei și ele? De ce crezi că ei separă pe genuri, pe sexe? Se adună băieți cu băieți și fete cu fete pe la mănăstiri. Chiar și mitropolitul e neînsurat la etatea asta. Și episcopii și tot așa. Asta mă înjură. Urât și-l șterg. Marș râsule din puțul gândirii mă trimite Bendas de la Bălți. Aici, vedeți cum țâșnește dragoste de aproape, nu? Și toleranța religioasă. Tot se declară și toate se declară credincioși. Și femeia asta trăiește în Italia. Brindisi în Italia, din câte
simt eu. Gabriel Șerbănică a înțeles ideea. Oamenii poate să mă blesteme și popa poate să încerce să mă înjure, dar nu mă mai afectează, nu mă mai sperie. Bulai, moldovan, ce fel de înjurătură asta? Am profesor la facultate. Bulai. Și îmi pare inteligent și deștept. O iau ca pe compliment. Dar în cine ai încredere? În satană? Nu, n-am încredere în satană pentru că e un personaj inventat ca și Dumnezeu. Eu am mus inconștient, Vadim Pleșca, dar tu ești conștient, da? De la Bălț. De la Sărata Veche. Dar de ce scrii veche cu capa? Nu știi să folosești KH? Ci că numai în parte pas poate să fie așa personaj. Ei bine, îmi place zâmbetul tău. Partia PAS nu are oameni curajoși ca mine. Partia PAS sunt foarte conformiști și populiști. Și cam coarne ca la cerb. Igor Gaidău, poate ai băut prea mult, văd că ești în armată. Ai băut prea mult în timpul liber sau la servici de frica războiului. Și de asta vezi coarne la mine. Chelian, dar coarne... Mm-mm. Țâșnește dragostea creștinească. Altul crede că o să mor în 40 de zile. Anul ăsta să fac 4.000 de zile de când m-am dezbotezat și încă n-am murit. Nu? Cât iese? În 10 ani, 3.650 de zile, de pe 1 martie a trecut vreo 40 și aproape 45, 50 de zile mai trec acum. Ah, stai, nu, dar trebuie să mai treacă încă câteva sute. 3.500. Încă un an. Peste un an o să fie 4.000 de zile. Deci nu funcționează. Ia uitați-vă că a crescut și numărul de comentarii între timp. Sunt 590. Unii deja mă văd răposat. Ha, ha. Antichrist e un personaj de-a vostru, religios. Eu sunt ateu, necredincios, sceptic. Subaru Forester cu pseudonim. De știi câți oameni de ăștia sunt pe lume care cred altceva sau nu cred nimic? Suntem sute de milioane pe lume de oameni care nu cred. Probabil dezbotezați nu sunt foarte mulți. Dar chiar în prima zi, atunci pe 1 martie, ne-am dezbotezat cel puțin 3 persoane. De regulă, habotnicia, credința asta extremistă, merge mână în mână cu sexismul și cu homofobia. După cum vedeți, obsedați, Nadine Svoia e obsedată de LGBT. Probabil suferă că nu sunt destui bărbați care să-i acorde și ei atenție.
Cred că a devenit sectant. Țineți părerile pentru tine. Nu impune oamenii să te urmeze. Nu mai are ce căuta la televiziune, căci vorbește și necenzurat. Ascultă și copiii. Probabil are și probleme cu psihicul. Trebuie să aibă și certificat de la psihiatrie. Așa descreierați nu au voie să apară în fața oamenilor. Dar dacă glumește, zice Gabi Luncă și n-am înțeles ce vrea să zică. Dar da, acces la televiziune nu mai am de foarte mult timp. Acum 10 ani s-a închis emisiunea Inamicul Public. Oh, atunci eu încă făceam Inamicul Public, dar când m-am dezbotezat. Wow. Și în 2017 m-au invitat și am mai făcut 3 ani, 3 luni emisiunea de aici, de la București, din alt apartament. Și gata, și de atunci nu mai am acces la nicio televiziune. Vedeți câtă dragoste țâșnește din comentariile lor și sunt toți oameni diferiți. 500 de oameni, cei mai mulți cu astfel de atitudini. Vă dați seama ce învață ei din credința aceea? Na, o pluă belită nu e foarte rău, dar vorba voastră, dacă vă văd copii, ce o să creadă? Probabil dacă aș închide comentariile la clipul ăsta, n-ar mai fi la fel de vizitat, de văzut, de privit. Așa că le las și o să le mai comentez și o să le mai periez din când în când. Tocmai că nu sunt credincios, de ce să mă duc să mă împușc? Și n-am pistol, nici pușcă și nici n-am de gând să mor de grabă, așa că... Tu du-te și învață gramatica, de exemplu. Du-te, dă-te să scrie cu liniuță. Pentru că du pe tine. Aha. Ilia Tărchilă se miră că mai pierdut bărboșii un client care le aducea bani. Nu prea le duceam eu bani, dar ei mai sperau. Da, foarte bine plătit sunt, Lidia Bivol. Am îmbogățit. Îți dau un sfat. Fă și tu asta să vezi câți bani o să primești. Da, nu vrei să arzi? Cu tot cu bani și cu reclama satanică. E, cum vrei, rămâi dar așa. Chinuite cu credință și cu frică. Gabriela Ciun, tu zici că eu sunt cauza războiului. Că dacă o să fie război în Moldova, eu o să fiu din cauza mea, nu din cauza Federației Ruse teroriste. Sau din cauza unor credincioși ca ea care se duc și dau cu piatra. Mai nu sunt orb, am doar un pic de probleme de vedere, dar să vă văd pe voi la etatea asta, să puteți citi. Și nu cred că sunt capturat de satana, pentru că satana e un personaj inventat de șmecheri cu rochie și cu barbă și cu merțan. Mare lucru am făcut, Viorica Viescu, m-am dezbotezat. Și nu sunt antichrist, sunt ateu. Râs cu coadă. Da, am o codiță. Dar e în față. Bube în cap. Nu, n-am. Uneori mai iese câte un coș, dar îl tratez cu apă oxigenată și trece. Hai.
Obosit săracul computer de la câte sute de comentarii am tot scrollat. Dacă nu ești cu Domnul, înseamnă că ești cu Satana. Nu-i adevărat, Adrian Popovici. Nici în Domnul, nici în Satana nu cred, pentru că ambele sunt inventate de ai voștri. Asta o să-l șterg pentru că e în jurătură. Iurie Mireacre, zici că eu sunt cam prostuți, dar tu ești cam ignoranți. Nu știi nici să scrii. Eu promovez, de exemplu, libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului, diversitate, egalitate de gen. Ce mai promovez? Idei verzi, ecologiste. Urmărește, abonează-te la paginile mele de Facebook, la canalele mele de YouTube și o să afli. Dacă o să mă consider și atunci gunoi, probabil e problema ta de percepție. Andrei Petrișin știe trei cuvinte de tot. Caziol, șnâri, mudac. Asta e repertoriu de pușcărie. Mulți, da, proști. Zice Mișca Hariton, probabil despre toți comentatorii. Rămâne de trăit foarte puțin, vine Satana după el. Dumitru Botnar, uite că au trecut 10 ani de când m-am dezbotezat și o duc foarte bine, nu mă plâng. Pun pariu că peste încă 10 ani o să vorbim la fel de liber și deschis. Dacă nu vine vreun credincios de-a vostru să-mi dea cu piatra în cap. Ce mai troncă netăți cu 40 de zile? V-am scris acolo, nu știți să citiți. E video din 1 martie 2013. Au trecut 10 ani și o lună și o săptămână și încă nu știu câte zile. Cum numărați voi 40 de zile? Vai de steaua voastră, gay parad, habar n-aveți pe ce lume trăiți. Că trebuie să ceri botezul satanic în locul botezului bisericesc. Sigur că da. Tot voi credeți în satana și mă acuzați pe mine de satanism. Voi sunteți sataniști. Voi credeți în satana. În 82, în satul meu, un director de colhoz ateist a vrut să dărâme biserica din sat, n-a reușit, i-au zburat creierii într-un copac de nuc. Accident cu motocicleta. Casca ta nu o să te protejeze, pocăiește cât mai este timp. Mai crede-mă că s-a întâmplat accidente și cu preoți, și cu dascăli, și cu călugări, și cu sfinți.
toți suntem muritori. Deci nu are nicio legătură cu dărâmatul bisericii. Accident îi se putea întâmpla oricui. Cât costă un botez? Ele sunt multe de scris. Valentina Magaleas se plânge. Acum a înțeles multe ceea ce nu este adevărat și are dreptul să mai zică ceva. Nu-l înconjurați cu fel de fel de cuvinte urâte. Eu am auzit că preoții pe unii tineri îi descununează, dar ce să zicem de corupția moldovenilor? Ei sunt toți botezați, așa se știe. Și uitați-vă ce au lăsat în urmă. Aceste persoane, cum să le numim când ei râd de noi? Dar dodonașul nostru că vrea să se ducă la mănăstire, ci că cea mai sfântă. Să-i plătim datoriile cu culiocul? Ce primitiv se exprimă toți oamenii ăștia. Vai de steaua mea, nici măcar nu pot să înțelegi ce vrea să zică. Trebuie să faci un mare efort să decifrezi. Cărei măicuțe să mă rog să mă primească, în care turma a ei, Ivan Baltaga? Tăți sataniști, în turma ei, ce în capul tău oare? Alexandru Ciobanu cred că despre el întreabă, ce în cap, ce fumează săracul? Dacă se declara transexual, avea mai mare succes. Dumnezeu să te ajute să-ți limpezească mințile. Vai de steaua transexualilor, de știi ce probleme au săraci chiar și în rândul comunității, să zic așa, LGBT. Transexualii sunt cei mai urâți, cei mai hărțuiți și persecutați. Hai că au trecut de 600 comentariile. Eu rulez aici, dar ele se mulțesc. Și am aproape o oră deja de când rulez. Stai că am comentarii și aici. Iulian Staver observă mustăcioară. Sergiu Senic vrea să știe tema live-ului. Cristian Marin mă susține. Sergiu Sedic zice, știu regele, legile lui Kepler și basta, eu nici pe alea nu le știu, că tare greu stau cu științele exacte, cu matematica, cu... Preoții se iubesc cu băieți tineri, zice Iulian Ungureanu, care zice că a fost și la Pomohaci. Feminismul e religia lui Brega. Nu, eu cred în supremația legii, în stat de drept, în drepturile omului, funcționarea instituțiilor. Dar asta nu e credință, nu e religie. Valentina Manu mă susține. Dacă în epoca comunistă era interzisă sau puse sub controlul statului și în speța KGB-ului biserica, acum în unele țări se exagerează. Aceste țări sunt Republica Moldova și România, Alex Găină comentează. Se poate scrie o mulțime despre modul în care sovieticii au controlat biserica. În Republica Moldova aceasta s-a întâmplat în dată după 28 iunie 40, acum însă se produce efectul invers. Biserica controlează mințile oamenilor și câteodată și a conducerii țării. În asemenea mod se poate ajunge la situația în care sunt țări înapoiate ca Afganistan, Pakistan, Etiopia, Sudan,
sau putem ajunge stat religios, teocrație, ca în Grecia, săracă și mândră și foarte religioasă. Laurențiu Pilav zice că am mare răbdare și toleranță. Un duhovnic ortodox ar avea ce învăța de la mine. Mulțumesc! Continui să citesc, poate ajung la 600. Ce avem noi? Aproape 57 de minute de când citesc. Și că eu-s diavol. Da, măi. Praful să se aleagă de tine. Da, Ștefane, praful să se aleagă de mine și de tine. Crede-mă, după ce o să putrezește mormânt, tot praf o să fii. Toți suntem praf de stele. Vasile Cazacu vine cu o părere desfășurată. Acest individ n-a fost niciodată legat de Dumnezeu. Da, mâna lui Dumnezeu a fost tot timpul peste el până la acest moment. Acest act este un act satanist și arată că acest individ este vândut diavolului cu totul. Acest act mai demonstrează încă o dată că cei care fac politică în țară au un singur stăpân și atunci când intră în biserică, ei își bat joc de Dumnezeu. Oameni buni, nu poate într-un izvor să curgă apă amară și în același timp să curgă apă vie. Poate acest principiu nu se referă la cei din politica noastră, dar de când e pământul, nu s-a întâmplat ca un izvor să dea în același timp apă dulce și apă amară. E primit ca de Paște, o sărbătoare a omenirii, să vorbim despre bine, dar nu ai ce vorbi de bine despre politica noastră, să ilumineze Dumnezeu sufletele la toți politicienii. Ia uite, Vasile Cazacu, câtă dragoste țâșnește toată ziua de ieri, de Paște, de când am pus clipul ăsta, în 600 de comentarii de la religioși. Câtă dragoste țâșnește. În numele Domnului ăștia te-ar omorâ. Și nu pot să compari omul cu izvorul. Omul e capabil și de fapte bune și de fapte rele. Nu există om bun, om rău. Băi, și nu vă deranjează că vă repetați, că spuneți toți același lucru, aceleași înjurături? Nu vreți să fiți original, ceva elaborat, ceva de la voi? Nu vedeți că spuneți același amin, aceeași mantră? Bibicu crede că dacă are pseudonim e... Ia uite, din 75.
scutit de răspundere. Până să ajungă să răspundă pentru faptele și vorbele lui de pe internet, eu îi șterg comentariul pentru că e sexist, misogin, pentru că înjură o femeie, indiferent dacă e cu funcție sau politiciană. Da, imaginați-vă cum își tratează el femeile din familie. Soția, fiica, mama, sora. Au și obsesii erotice cu dânsa întrânsa. Mergeți la mănăstire și stați vreo săptămână acolo și o să vă inițieze băieții. Cu drag. Și uite că au, cam toți au după același model, profil de troll. Ghiță, ghiță, jora, jora. Valea, Valea, Roma, Roma. Grișa Grigore, iată alt troll, ar vrea să dea cuiva să sugă. A? Ce spune asta despre el? Altul vorbește urât despre, are nume de popă, vorbește urât despre sex oral, dar i-ar place. Adică unul pomenește despre mănăstirile din Ucraina. De parcă mănăstirile din Moldova, România sau din Federația Rusă ar fi mai breze. Dar Eugenia Brânză a auzit ea ceva despre mănăstiri. Cred că a și fost pe undeva. Wow! Nu cumva am ajuns la capăt. Băi, tată! Am ajuns la capăt. Și a trecut abia încă o oră. De data asta am fost mai rapid, n-am stat să le comentez chiar pe toate. Vai de steaua mea. Astea sunt comentariile noi, probabil. Ia să fac un refresh aici, Iana. Cu F5. Se încarcă mai greu. Să mă uit ce comentarii au mai apărut în transmisiunea asta live. Să încep de la coadă. Cam așa a fost și Iisus batjocorit de preoțime și credincios ca și brega, până la urmă l-au răstignit. Ce a fost asta? Reîncarcă site-ul? Da, am vrut să-l reîncarci. Nu știi să-l reîncarci? Ups, așa. Aș vrea un stat ateist, dar conservator.
Da, am mai auzit un coleg de partid, zicea PSD aripa conservatoare. Puh, ce fel de partid social-democrat conservator? Na, ce a fost important din comentarii am citit. Vrea Iulian Stavar să citesc și altele, dar pe ale lui nu, n-am chef să le citesc, că bate câmpii. Ce mai aveam? Eu să văd dacă s-a deschis comentariile noi. Zumbații nu o să înțeleagă, zice Vladimir Leonid. Hai să le afișeze pe toate să vedem. Wow, 700 deja de comentarii. Și interesant, 66 de... Mulțumesc celor care au distribuit acest clip. Când a început erau 55, acum 66. Deci e clar, clipul s-a viralizat. Da, Sergiu Deli, voi sunteți cam zombați. Nu încurcați metropolitul cu credința. Mai credința implică și metropolitul și patriarhul Kiril și pe patriarhul Daniel sau pe cine avem noi aici la București. Ești complice cu toate porcăriile făcute de biserică. Și în Grecia sunt tot ortodoxi și tot complici și ei cu faptele bisericii lor. Mai deschide Sfânta Scriptură, că ea e una. Citește mai atent și atunci vei fi luminat. Da, deschideți Sfânta Scriptură dacă vreți să vă distrați sau să vă îngroziți. Cam atât a fost, dragilor și dragilor. Am comentat comentariile la clipul meu de 1 minut și 10 secunde filmat pe 1 martie 2013, când m-am dezbotezat împreună cu alți doi curajoși. Avem și video de acolo, găsiți pe YouTube, dezbotezare pe 1 martie. După aceea încă au mai urmat alții și altele, exemplul nostru. Ceea ce vă dorim și vouă. Aveți grijă cum vă exprimați public, asta implică anumită responsabilitate și consecințe, dar nu vă temeți să vă exprimați curajos dacă credeți că aveți dreptate și că respectați normele legale și drepturile altora. O să mai intru în direct, o să mă mai exprim când o să mai am ocazii, când o să mai fiu liber. Până atunci, noroc!